50 de euro. M-a costat 50 de euro, dar arată mișto, nu? Salut! Black Scorpion, SR Piro, Chili Fireworks, știți voi. Cei de la SR Piro au făcut chestia asta pentru că în Slovacia exista pe vremuri seria asta de petarde. Și o să urmeze 3 zile de euroi, 50, 100, respectiv 500. Azi avem test la 50 de euro. Testăm 50 de euro. Ok, vedeți aici codul CL0055, liniuță 2. Așa, categoria F3, 15 grame. Și sunt 20, nu, sunt 10. Deci 1,5 grame pe bucată, practic. Pozor, atenție, limba slovacă, cehă, ce vreți voi. Fabricație 2019. Vedeți? Chili Fireworks. Exact unde fabrică și fire show-ul, bateriile, mă rog, unele baterii, dar am mai spus asta, poate sunt și persoane noi care nu știu chestia asta. Așa, Tone Collection, adică SR Piro, și ele arată cam așa. Haideți să vedem cum arată. Deci cam așa arată, 50 de euro, împachetat, practic este o petardă acolo înăuntru, împachetată în hârtie, făcut în stil Spanish, da? Bomboană de brad. Avem și aici hârtie cu certificatul, cu codul produsului, nu avem și cu gramajul. Dar bine, nu o să fie foarte wow, dar este ceva mai interesant, având în vedere că nu prea aveți chestii de genul. Și atunci am zis să fac eu un test la ele, să fie testate și astea. Așa că eu zic să mergem să le testăm. Haideți! Hai să vedem cum se bubuie 50 de euro. Auci. Să știți că bubuie destul de tare 50 de euro. Și cam asta a fost. Deci, totuși, colecție scrie pe ele, nu bubuitură, colecție. Să ne auzim cu bine data viitoare. Pa!